Astăzi o să răspundem la întrebarea de ce atrage mereu persoana nepotrivită și cred că ți s-a întâmplat și ție să vezi că ai intrat într-o relație din care simți că ai învățat ceva în urma ei în momentul în care te-ai despărțit, dar fără să-ți dai seama, în momentul în care ai ales următoarea persoană, tu, încercând să ocolești teoretic ceea ce ai trăit înainte, ai ajuns în exact aceeași situație și parcă nu ai putut să vezi acele semne care ți-ar fi arătat că te-ai fi dus întotdeauna în aceeași direcție. Parcă n-ai putut să-ți dai seama cum de s-a repetat și parcă persoana cu care ajungi să fii într-o relație s-a schimbat complet încât să nu mai realizezi că de fapt ajungi în exact aceeași poziție. Despre asta o să discutăm astăzi, de ce atragem mereu persoana nepotrivită și cum facem să nu mai facem asta până la urmă. Și o să începem cu co-hostul nostru, Diandra Mincu, de la Câmpina. Mi s-a atras atenția, că de ce nu mai zic chestia asta în podcast-uri, așa că din nou... Diandra Mincu de la Câmpina, care de 2 ani stă în Pitești. Din Câmpina, care de 2 ani stă de la Pitești și care urmează să se mute în București în iunie din sau în iulie. Din nou, câți ani ai stat în București? 5. 5? Și ce ai făcut acolo? La facultate. Fost cu munca? Da. La facultate? Ce facultate ai terminat? Facultatea de drept din cadrul Universității București. Facultate bună, am auzit. Mai avem, domne, nevoie de avocați, hai să intrăm în pâine. Diandra, bănuiesc că ai mai vorbit și tu cu prietenii de ale tale sau cu prietenii de ale tale care ți-au spus că sunt surprinși de faptul că omul cu care au ajuns să fie din nou într-o relație seamănă foarte mult cu cel cu care a fost înainte, dar... nu-și doresc neapărat asta, adică nu e un lucru bun și nu înțeleg de ce cumva constant atrag același tipar de oameni. Cu toate că omul se schimbă în sinea lui, adică persoana în sine, are același comportament și ajungi în exact aceeași poziție cu persoana respectivă încât să simți că nu mai poți dezvolta relația, să simți că lucrurile nu mai merg înainte și devine frustrant până la urmă că tot încerci și vezi că ajungi în același punct. Ți s-a întâmplat să vorbești cu prietenii tale despre chestia asta vreodată? Da. Da, doar că eu nu cred că persoana e de vină. Mă rog, nu cred că există un vinovat în primul rând. Ideea e că cred că tu, în momentul în care ai o relație cu anumite persoane, ți se apasă ție, de fapt, niște puncte sensibile și tu ajungi să fii la fel indiferent de relația în care ești. A, te spui că nu de fapt atragi persoana nepotrivită. Tu devii persoana nepotrivită pentru... Da. Nu m-aș fi gândit asta niciodată, dar... Well played, my sir. Nu m-aș fi gândit asta. Poți să detaliezi, să explici? Că îmi place direcția. Ok. Spre exemplu, dau exemple strict fictive ca să se înțeleagă. Eu am fost într-o relație înaintea ta, da? În relația respectivă, eu nu mă simțeam iubită, nu mă simțeam dorită, nu simțeam că sunt respectată, mă simțeam înșelată constant, chiar dacă poate nu eram, dar ăsta era sentimentul meu. Simțeam că nu pot să am încredere în persoana cu care eram. Ok, hai că am ajuns în punctul în care am pus punct relației respective pentru că nu mai ducea nicăieri, pentru că stările mele deveneau din ce în ce mai agresive. Ok, da. Și eu clar de la o zi la alta mă simțeam din ce în ce mai rău și din ce în ce mai nefericită și rămâneam doar de dragul amintirilor și atât. Ulterior, am ajuns, bineînțeles că ăsta e parcursul nostru ca oameni, ieșim dintr-o relație, căutăm să intrăm în altă relație, am ajuns să întâlnesc pe altcineva de care toată lumea se îndrăgostește de sentimentul de la început și de persoana de la început și de ceea ce simte la început. Și atunci te arunci cu capul în relație și începe o nouă relație. Și trec câteva luni și îți dai seama că tu ajungi din nou să te simți la fel. Indiferent de ceea ce face partenerul. Tu ajungi să vezi doar lucrurile care ție îți confirmă ceea ce tu ești obișnuită să simți. Și asta vezi în fiecare partener pe care tu îl întâlnești. Deci tu vrei să spui că indiferent de ceea ce se întâmplă de fapt în relația aia, mă rog, nu indiferent, cumva se întâmplă aceleași lucruri de fiecare, adică se întâmplă niște lucruri normale, nu indiferent, da. Adică să nu mergem într-o extremă sau alta, se întâmplă niște lucruri normale care pe tine te fac să te simți într-un mod constant, adică tu cumva reacția pe care tu ai interioară față de diferite feluri în care te tratează partenerul sau partenerii cu care ai fost până atunci, te duc cumva în aceeași direcție.
Adică da. Comportamentul e diferit, însă reacțiile tale și stările tale sunt de fapt aceleași. Da. Și tu ai impresia că de fapt partenerul tău e cel care te face să te simți așa. Când de fapt tu te faci să te simți. Exact. Pentru că efectiv nicio persoană pe pământul ăsta, chiar dacă sună foarte robotic, ca să zic așa, sau abstract, nicio persoană pe pământul ăsta nu te face pe tine să te simți cumva. Eu dacă spun ție că ești, nu știu, pitic, că na, tot am mai vorbit despre chestia asta, e problema ta cum reacționezi, nu e problema mea. Eu ți-am spus pur și simplu ce cred eu. Da. Dacă pe tine te afectează, e problema ta. Dacă pe tine te afectează, iar e problema ta. Dacă ceea ce spune cineva, teoretic, nu are legătură cu tine. Cineva poate să spună că ești, nu știu, exact, cumva frumos, urât, gras, slab, da, înalt, scund și, de fapt, doar să fie cumva o perspectivă subiectivă. Și, într-adevăr, sunt cazuri în care, nu știu, relația anterioară a fost o relație care nu a fost o relație ideală, în sensul că, nu știu, ai fost înșelată, îți dau un exemplu. Și tu atunci ai descoperit cum e să te simți, cum e să fii o femeie înșelată. Și te-ai familiarizat foarte mult cu identitatea de femeie înșelată. Uh-huh, uh-huh. Tu, în identitatea ta, aveai faptul că ești o femeie care nu că merită a fi înșelată, că e greșit spus. O femeie care este înșelată. Ai fost înșelată odată într-o relație, eu am fost înșelată și atunci tu singură ți-ai pus o etichetă pe tine. Și rămâi cu eticheta asta. Și rămâi în bula aia, că eu sunt o femeie care e înșelată. Ok, și cumva, indiferent de ce ar face partenerul, că te înșală sau nu, tu probabil că ajungi să ai monologul ăsta interior în cap în care, bă, e doar o chestiune de timp până exact mă înșală. Adică... Și să te comporți ca o femeie înșelată. Și atunci, mai devreme sau mai târziu, se va întâmpla chestia asta. Probabil că o să te înșele. Sau, mă rog, poate că... Nu e... Nu vreau să mă duc în extrema aia în care să zic, oa, te-ai comportat tu și l-ai făcut pe el din cauza comportamentului tău să te înșele. Nu vreau să mă duc în partea aia, că nu e chiar așa. Dar tu atragi în viața ta. Și dacă tu pe tine te vezi ca o femeie înșelată, tu asta atragi în viața ta. Și faci în așa fel încât toate lucrurile să se întâmple în direcția aia. Pentru că am învățat de-a lungul timpului cât de puternică e puterea gândului. Și cât de mult poate să-ți schimbe viața un gând pe care tu îl ai. Un gând pregnant pe care tu îl ai. Și atunci creierul nostru, dacă eu am continuu în cap faptul că sunt grasă, creierul meu atunci caută în continuu informații care să valideze cel mai pregnant gând al meu, și anume gândul că sunt gras. Cred că tocmai de asta e foarte important să ai anumite afirmații în care să crezi foarte mult pozitive. Pentru că așa cum ai aceste gânduri negative pregnante, tu poți să ajungi să le înlocuiești cu niște gânduri pozitive. Sau nu o să le zic gânduri pozitive, că mie nu-mi place termenul ăsta de pozitiv. Gânduri realiste, da. Powerful, nu știu, niște gânduri care îți dau putere. De exemplu, eu am chestia asta. Orice s-ar întâmpla, o să găsesc o soluție. Mie mă oferă o calmitate foarte mare gândul ăsta și cumva ăsta e centrul sau punctul de plecare al gândirii mele de fiecare dată. Indiferent, am două gânduri. Indiferent ce s-ar întâmpla, o să găsesc o soluție și pot să învăț ceva din orice. Și cumva gândurile astea sunt foarte productive pentru mine, sănătoase, pentru că indiferent de soluție, eu știu că mă duc în direcția pozitivă. Știi că ziceam și în podcastul pe care l-am făcut cu Alisa despre fricile interioare, că ce m-a ajutat pe mine foarte mult să trec peste toată perioada mea de glorie, cum o numesc eu, a fost că am reușit să găsesc toată puterea de care aveam nevoie în mine. În continuare, nu fac pe viteaza, nu-mi iese mereu. Dar e gândul ăla în minte care îmi vine și zic, ok, sunt eu cu mine, sunt în siguranță și o să mă descurc eu cumva. Adică am încredere în mine că o să pot să fac față la ce o să se întâmple. Și fix asta am zis și atunci. E important ca fiecare persoană să-și găsească siguranța asta sau... Nu știu neapărat că se numește siguranță, cât e important să-și găsească fiecare crezul. Ceva în care crede din el. Uh-huh. Asta e foarte important. O să dau un exemplu, dar cumva o să fie exemplu final pentru că vreau să revenim cumva la subiect. Țin minte când învățam eu pentru notariat a doua oară, adică după ce picasem prima dată, încercam să-mi fac așa o fel de mantră, un crez. Uh-huh. Și el era că o să iau examen. Și tot ziceam, o să iau examen, o să iau examen, o să iau examen.
Dar nu prea credeam în el, pentru că de ce nu credeam în el? Nu era în controlul meu dacă o să iau examenul. Adică erau încă 400 și ceva de oameni care candidau pe aceleași locuri. La stagiari te referi? Da, la stagiari. Asta e, că îl picasem o dată și a doua oară dădeam din nou și cumva aveam deja o frică, exact cum aveam eticheta aia pusă pe mine, pe care ai spus tu, și mă comportam ca cineva care a picat prima dată. Și cineva care a picat prima dată are mult mai multe șanse să pice a doua oară, tocmai pentru că gândirea lui se duce în direcția aia. Și mă gândeam mereu, o să iau examenul, o să iau examenul, și după aia mă gândeam, da, dacă o să-l pic, da, dacă o să iau, da, dacă o să-l dezamăgesc pe ai mei, că o să dezamăgesc familia, că o să apar nu știu cum în fața oamenilor. Și mi-am dat seama, băi, eu nu cred în chestia asta că o să iau examenul. Pentru că de ce? Exact cum am zis, nu depinde de mine. Nu știu ce subiecte o să pice, nu știu cât de bine pregătiți sunt ceilalți, nu pot să zic că o să fiu mai bine pregătit decât ceilalți, pentru că, din nou, nu știu cât de mult să pregătesc. Însă știam un lucru. Dacă eu îmi dau voie, pot să fiu cea mai pregătită variantă a mea. Adică pot să învăț cât de bine pot, pot să învăț în cea mai bună versiunea mea, încă să știu, dacă aș fi avut mai mult timp, n-aveam ce să pregătesc mai mult. Și dacă ar fi să iau examenul cândva, l-aș lua acum. E cea mai bună varianta mea. Și am crezut mult în chestia asta. Și am crezut atât de mult încât am luat examenul. Felicitări! Mulțumesc! Ceea ce, da, arată care este puterea acestui lucru. Și am zis că o să închid subiectul ăsta pentru că vreau să revenim la tot la ce ai spus tu, adică la perspectiva asta ta. Pentru că mi se nu pare... te așteptai la ea. Da, chiar a fost wow, adică o să vin și la perspectiva mea până la urmă și o să zic ce cred eu. Mai am o perspectivă. Da. Hai să o finalizăm pe asta, că voiam să te întreb ceva. Înțeleg partea în care ți s-a pus sau ți-ai pus singur o etichetă pentru că ți s-a întâmplat asta prima dată. Dar oare ce te face să intri pentru prima dată într-o relație în care să fii înșelat sau în care să se comporte cu tine într-un anumit fel? Te referi efectiv de ce a ajuns să fii în relație cu persoana respectivă? Deci ești din prima într-o relație cu persoana nepotrivită. Pentru că nu știi, în primul rând. Nu știi cum ar arăta persoana potrivită pentru tine. Ok. Și nu ai cum să afli cum arată persoana potrivită pentru tine decât încercând. Că nu ai de unde să știi. Că ce e potrivit pentru mine nu e potrivit și pentru tine. Adică face parte dintr-un... Face parte total din proces. De asta... Nu înțeleg de ce punem neapărat eticheta asta de persoană nepotrivită, de persoană nocivă, de persoană toxică. Când, într-adevăr, sunt persoane toxice care sunt în viața noastră, dar ce vreau să zic, în ce direcție vreau să mă duc? De ce le luăm ca pe niște probleme? De ce o luăm chestia asta ca pe un eșec? Ca și cum ar trebui să ocolim treaba exact, asta. Când de fapt mie mi se pare că chestia asta face parte din proces. Sunt extraordinare de rare cazurile în care primul cu care te-ai întâlnit e persoana potrivită pentru tine și cu persoana respectivă rămâi, adică astea sunt strict povești și cazuri foarte rar întâlnite în realitate și atunci nu ai altă soluție decât tot să încerci. Suferința face parte din noi, la fel și dragostea face parte din noi și atunci de ce să ne ferim de ele? Pentru că dacă până la un punct, dacă tu nu suferi, n-ar nu să te dezvolți, dacă tu nu dai de greu. Și atunci de ce să punem amprenta asta de parcă ar fi un eșec faptul că ai întâlnit persoana nepotrivită, când de fapt poate să fie o binecuvântare pentru tine. De ce o binecuvântare? Pentru că îți dai seama ce nu vrei în viața ta, îți dai seama cine ești și cu ce fel de persoană poți tu să rezonezi și atunci vei ști clar ce să accepti în viața ta și ce să nu accepti. Și poți să faci o triere mult mai clară a persoanelor pe care tu le lași în viața ta. Da, că tu cumva ajungi să cunoști anumite părți din tine pe care altfel n-ai fi avut cum să le cunoști vreodată dacă nu erai pus în fața acestei experiențe, acestei relații care a eșuat până la urmă. Clar, pentru că uite, eu când sunt eu cu mine, sunt Diandra cea mai visătoare persoană. Eu când sunt la birou, sunt Diandra cea mai pragmatică și mai anaibii persoană. Eu, Diandra, în relație cu Cristian, sunt...
sunt cea mai romantică persoană. Eu, Diandra, în relație cu părinții mei, sunt total altcineva. Dar toate sunt Diandra. Da. Și eu aveam cum să-mi descopăr toate laturile astea dacă nu intram în diferite relații, în diferite experiențe? Nu. Atunci să înțeleg că problema nu este faptul că intrăm într-o relație toxică. Problema este că repetăm și continuăm să intrăm în relații toxice chiar după momentul în care am realizat că ne face rău. Da, și că le acceptăm. Și că de multe, multe cazuri nu mai ieșim din ele. Și atunci, cred că întrebarea se poate schimba în nu de ce atragem constant persoana nepotrivită, de ce acceptăm constant persoana nepotrivită. Adică de ce continuăm să-i dăm voie în viața noastră persoanei nepotrivite. Pentru că ne e mai frică să fim singuri decât să trecem prin suferința pe care ne provoacă persoana respectivă. Societatea în sine cred că ne-a făcut foarte mult să fim așa. Pentru că peste tot pe unde te duci sau cu cine vorbești sau ce asculți, ai 30 de ani și nu ești cu nimeni, păi nici că o să-ți mai găsești pe altcineva. Ai 25 de ani și n-ai niciun copil, păi grăbește-te că nu o să mai poți să mai faci curând. Și toate etichetele astea care vin din partea societății nu ne fac bine. Adică chiar asta stăteam și mă gândeam legat de profesia mea zi, din drept. Dacă aș vrut să, da, dacă aș vrut să merg pe o profesie din cadrul ăsta, avocat, judecător, nu prea am cuvintele la mine azi, sau dacă sunt asumată în decizia pe care am luat-o. Și chiar stăteam și mă gândeam că e concepția asta, n-a zice învechită, când părinții noștri nu sunt chiar bătrâni, dar... Încerca să fie responsabili. Exact, în care doar dacă erai inginer, doctor sau avocat, erai cineva demn de respect. În rest, în partea cealaltă, că nu sunteți de nasul nostru. Și așa e și cu partea asta, dacă ești măritată, dacă ai pe cineva, dacă ai copii, dacă nu ai. Constant trebuie să fii într-o relație ca tu să te simți bine și împlinită. Că altfel... Da, parcă bifezi niște lucruri. Da, e un checklist pe care îl faci. Uh-huh. Până la 25 de ani să am copil, până la 27 să nu știu ce, să... Când lucrurile copil, ar trebui să se facă... mașină, când... după aia exact, mi-am luat casa exact. Mea, prima casă, nu știu cum... Foarte mulți oameni care ajung să-și ia prima casă. De ce? Că, păi, e vârsta. Da, da, trebuie să Fă-s credit. Trebuie să se înțeleagă că fiecare se dezvoltă și face lucrurile în ritmul său și poate ce înseamnă pentru tine împlinire în viață, pentru mine înseamnă un eșec. Pentru că poate pentru mine nu era important, nu știu, să un exemplu, să devin notar. Dar pentru tine e totul și atunci tu ești o persoană realizată în viață, că ți-ai atins standardul pe care îl voiai. Și de ce crezi că... De ce crezi că oamenii constant pleacă urechea la ce spune societatea? Pentru că vor validare. Și cel mai greșit lucru pe care îl putem face pentru noi înșine este să ne luăm validarea din exterior. Cumva ei în interiorul lor nu simt că sunt suficient de buni, că sunt suficient de puternici, că sunt suficient de orice. Și cred că aș mai adăuga și că nu se cunosc pe ei înșiși. Exact. Pentru că dacă ar ști ce își doresc cu adevărat, le-ar fi mult mai ușor să refuze ceea ce li se propune de la cei din jur sau ceea ce îi forțează cei din jur să facă. Spune, nu, eu știu ce vreau să fac și nimic din ce o să-mi spui tu nu o să mă convingă că ar trebui să fac altceva. Exact. Dar am ajuns să trăim într-o lume în care efectiv am ajuns să punem etichete pe oameni după locul în care se duc să-și facă cumpărăturile. Dacă se duc la Lidl, sunt așa, dacă se duc la Kaufland, sunt așa, dacă se duc la Carrefour, sunt așa. Oferă un statut, într-adevăr, fiecare brand în sine. Că mă duc să-mi cumpăr mâncare, nu fac altceva. Dar gândindu-ne la ultima idee de care ai spus acum, faptul că își vor să-și ia validarea de la cei din jur și nu se cunosc pe ei înșiși, crezi că astea sunt două motive pentru care oamenii constant acceptă să reintre în relații nepotrivite? Da, pentru că acum mă duc puțin în a doua perspectivă a mea. Ok. În momentul în care tu nu ești persoana potrivită pentru tine, constant o să atragi persoanele nepotrivite în viața ta. Și o să le lași să intre cu bocanci în viața ta. Și ce vreau să zic prin persoana potrivită pentru tine?
exact cum am zis și mențin părerea de-a lungul celor 15 episoade, cât trăim, suntem într-o continuă cunoaștere, într-o continuă construcție a noastră. Transformare. Da, transformarea noastră. Și niciodată nu o să ajungem la nivelul ăla la care o să zicem, gata, mă opresc. Nu. Munca asta cu noi e o muncă continuă pe care o facem zi de zi pentru cât trăim. Că, na, așa suntem noi, da, ca oameni. Mă rog, dacă alegi să faci chestia asta, că nu e obligatoriu să faci chestia asta. Dar în momentul în care începi să lucrezi cu tine și în momentul în care începi să te descoperi pe tine și prin descoperit mă refer, să descoperi că toată iubirea, toată energia, efectiv tot ce ai nevoie e în tine în primul rând și după te încarci de cei din exterior, devii persoana potrivită pentru tine. Nu o să ajungi niciodată în pacea aia totală tu cu tine în care să știi, gata, vai ce bine sunt eu cu mine. Până aici am muncit, nu mai ai nevoie. Exact. Dar măcar știi că tu cu tine ești suficient pentru tine și apoi alegi să fii lângă o persoană pentru că îți dorești lucrul ăsta, nu pentru că ai nevoie de persoana respectivă să-ți dea ea ceva. Exact. În asta mă refer la persoana potrivită pentru tine în primul rând. Adică tu să te simți suficient cu tine ca după cu oricine ai fi tu pe pământul ăsta să fie o alegere, nu o nevoie. Știi cum văd eu persoana potrivită? Ca acel joc pe care îl jucai tu ca un fel de Tetris. Și cum vin bucățelile alea și un spațiu gol, pentru mine asta înseamnă persoană, băi, e bun, pentru ce, pentru forma pe care o am eu. Forma pe care o am acum, da, e bun. Se potrivește. Și după aia, cum tu îți schimbi forma și celălalt își schimbă forma. Da. Relația după aia potrivită, deci aia e persoana potrivită, relația potrivită și o relație bună, sănătoasă, este o relație în care amândoi schimbă forma și nu se opresc pe unul pe altul din a-și transforma identitatea, să zic așa, adică principiile, valorile, în funcție de cum doresc să crească, dar încep să se împleticească. Știi cum sunt acei copaci care cumva întâmpină un obstacol, dar după aia încep să facă ramuri în jurul lor. Ei nu-și pierd identitatea, nici acel obiect, nici copacul, dar ele împreună conviețuiesc împreună. Exact, și împreună fac o formă, adică împreună se modelează unul pe celălalt și dau o formă unică. Tocmai pentru că s-au folosit unul de altul ca să crească, nu s-au oprit unul pe altul să crească și totuși au făcut o formă frumoasă împreună. Foarte bune perspectivele astea, sunt neașteptate pentru mine. Aș vrea să spun și care sunt perspectivele mele, tot așa sunt două perspective pe care le-am ales. Și după aia le discutăm împreună dacă mai avem timp, pentru că aș vrea să dezvoltăm. Perspectiva pe care eu am ales-o, sau motivul pentru care eu cred că suntem sau atragem persoana nepotrivită, este pentru că, de fapt, nu suntem noi atrași de persoana nepotrivită. Nu noi atragem persoana nepotrivită. Noi suntem atrași de persoana nepotrivită. Pentru că degeaba aș atrage eu persoane, oricare ar fi ele în jurul meu, pentru că pe mine nu mă obligă nimeni să încep o relație cu ele. Ai venit în viața mea, te-am cunoscut, văd că ești nepotrivit, salut și la revedere. Ai venit, văd că ești nepotrivit, salut și la revedere. Adică aș avea puterea de a respinge. Da. Dar atunci când tu ești atras de persoana nepotrivită, tu te duci către persoana respectivă și îi dai voie în viața ta, o forțezi să intri în viața ta, pentru că ai văzut că se întâmplă de foarte multe ori că atunci când întâlnim o persoană, noi să fim cei care ne dorim mai mult decât ceilalți și să încercăm noi să-i convingem pe ceilalți să ne accepte în viața lor, cu toate că persoana respectivă este nepotrivită. Faptul că noi atragem pe cineva care ulterior se dovedește a fi nepotrivit, trebuie să ne punem nou un semn de întrebare, să spunem ce anume mă face să fiu atras de persoana nepotrivită. Pentru că până tu nu o să rezolvi chestia respectivă, care este înăuntrul tău, este ceva care te controlează, tu la rândul tău o să fii constant atras de persoana nepotrivită. Persoanele o să se schimbe între ele, dar modul în care alegi, caracteristicile, tiparele pe baza cărora alegi, ele rămân aceleași pentru că ele sunt impregnate în tine. Și dacă tu o să fii atras de persoana nepotrivită odată și nu o să rezolvi acel ceva, o să fii atras și a doua oară, și a treia oară și tot așa până rezolvi. De asta zic,
nu e bine să nu mai numim chestia asta ca pe un eșec, ci ca pe o descoperire de sine, pentru că, cum ai zis și tu, ai fost odată atras de persoana nepotrivită, ai ieșit din chestia asta, trage linii și vezi ce a fost, ce n-a fost, ce mi-a plăcut, ce nu mi-a plăcut, ce a trezit în mine, ce n-a trezit în mine. Și tu, după experiența asta, poți să te cunoști mai bine puțin și să-ți dai seama, ok, mi-a plăcut pasiunea care era, mi-a plăcut, nu știu, părul brunet, îți dau un exemplu, mi-a plăcut că vorbeam mult cu mine și așa mai, dar nu mi-a plăcut faptul că nu vroia să vorbim la telefon, nu mi-a plăcut aia, nu mi-a plăcut aia. Știi, de fapt, ce ne place sau ce ne atrage cu adevărat cei din jurul lor? Ceva ce n-are, de fapt, legătură cu ei. Este ceva ce are legătură cu noi. Ne atrage felul în care noi ne simțim în jurul persoanei nepotrivite. Și asta face ca chimia să fie atât de puternică. Faptul că tu ajungi să simți ceva în interiorul tău, ce în mod normal n-ai simți. Și nu te uiți la celălalt și zici, părul tău brunet mă face să simt chestia asta. Nu. Felul în care îmi vorbești, felul în care mă tratezi, mă face pe mine să simt această pasiune în interiorul meu. Asta voiam să zic, nu știu neapărat dacă e adevărat. E pur și simplu instinctul meu care îmi spune chestia asta, că în momentul în care încep ceva cu persoana nepotrivită, pasiunea sau flacăra sau conexiunea e mult mai intensă. E scântei. Așa și este. Și cumva cărțile pe care le-am tot citit în ultima vreme confirmă treaba asta, mai ales Femei care iubesc prea mult. Uh-huh. Este o carte care vorbește doar de treaba asta și spunea acolo că cele mai sănătoase relații sunt adesea cele mai plictisitoare relații. Pentru că ajungi într-un punct în care vezi că celălalt n-are nevoie de ajutorul tău, n-are nevoie să-l repari niciun fel, nu vă certați, nu există tensiuni și tot ce rămâne este un spațiu gol pe care voi îl umpleți cu relația voastră, cu identitatea ta, cu identitatea celuilalt. Și noi, în baza noastră, noi suntem cam monotoni așa ca oameni, de cele mai multe ori. Și relațiile ajung să fie plictisitoare nu pentru că relația în sine este plictisitoare, ci pentru că noi nu avem un mod pasional de a trăi în sine. Adică noi, ca și oameni, nu suntem pasionali în sine. Și în momentul în care nu există certuri, în momentul în care nu există tensiuni, în momentul în care nu trebuie să concurezi pentru iubirea celuilalt sau pentru atenția lui sau să faci lucruri în mod special, ai foarte mult timp liber. Ok, și eu ce fac acum? Și te plictisești. Da. Și atunci trebuie să-ți dai seama, ok, asta este o relație sănătoasă pentru mine. Ce fac oamenii de obicei? Gata, nu mai e flacără. S-a stins flacăra. Uite, ne plictisim. Și pleacă. Și se duc în următoarea relație unde din nou găsesc același amalgam de emoții, de aventură, pentru că trebuie iară să concureze pentru iubirea celuilalt, iară să facă ceva încât să-l impresioneze, iară să treacă prin toate emoțiile, mă vrea sau nu mă vrea, mă place sau nu mă place, ori mă înșală sau nu mă înșală, pentru că n-au toată siguranța asta și previzibilitatea și predictibilitatea. Și dacă relația e bună, din nou ajung la plictiseală. Pentru că din nou iară găsesc locul ăsta gol în care au șansa să fie fericiți împreună, dar pentru că nu mai au toată aventura și, cum să zic eu, nesiguranța, incertitudinea, imprevizibilitatea, ajung într-un punct în care zic, bă, mă plictisesc. Pentru că exact ca și cum ai sta singur în casă. Faptul că e celălalt acolo nu trebuie să fie o distracție pentru tine. Știi, nu e acolo clov, hai să te distrezi, hai să... Bă, nu, gen, ne plictisim împreună pentru că suntem plictisitori. Nu pentru că, gen, relația e plictisitoare. Adică dacă ai fi pe cont propriu, te-ai plictisit oricum. Asta mi se pare fascinant când oamenii intră într-o relație. Își asumă foarte bine tristețea, plictiseala, nefericirea și toate sentimentele astea negative când sunt pe cont propriu. Pentru că te vezi cu ei pe stradă și zici, bă, ce ai, că pare, nu-mi pare. Sunt nefericit, sunt trist, sunt nu știu cum. Dar atunci când intră într-o relație și ajung acasă și sunt în continuare triști, nefericiți, plictisiți, etc., se uită la celălalt și zic, eu din cauza lui ăsta sunt așa. Ăsta mă face. Era treaba lui să mă facă să fiu fericit, să fiu... În momentul în care intri într-o relație, pasezi imediat ceea ce ar trebui tu să faci pentru tine, îi pasezi celălalt. Și am fost învățat să facem chestia asta încă de la bun început. Dar asta este perspectiva mea, revenim cumva la ea, că nu atragem persoana nepotrivită,
suntem atrași de persoana nepotrivită și de obicei persoana nepotrivită este o persoană care are nevoie de ajutor, are nevoie de iubire, are nevoie de îngrijire, are nevoie de toate lucrurile astea pentru care noi ne simțim utili, pentru că o să dăm și timp înapoi și vreau să înțelegem de ce ajungem să simțim că suntem atrași de astfel de persoane. Ne oferim tot ajutorul și suntem cumva ca niște protectori, salvatori pentru persoana respectivă. Și omul respectiv, bineînțeles că vrea să profite din plin de toată chestia asta, zice, dăm tot ce ai, salvare, bani, pentru că sunt oameni care ajung într-o relație și văd până la urmă că ajung să-și întrețină partenerul. Ajung să îi înțeleagă obiceiul ăsta. Omul stă acasă, se joacă, nu știu, FIFA sau Counter-Strike toată ziua, tu ca femeie te duci la job ca să-l întreții pe el și stă acasă. Și când ajungi acasă spune, nu-mi faci mie ceva de mâncare? Eventual, după ce a stat toată ziua acasă, adică... Și întrebarea este... Și ce, ajungem, că îmi place să vorbesc, ajungem și la răspuns. Nu ești, de fapt, nu atragi persoana nepotrivită, ești atras constant de persoana nepotrivită. Și întrebarea e de ce? Cred că ai avut un monolog de 9 minute. Cred că am vorbit 10 minute în continuu. Excuse-moi. Mi-aduc aminte de vremea când aveam și eu rolul de salvator și îl căutam efectiv să-l am peste tot pentru a-mi dovedi utilitatea mie. Pentru că altfel nu simțeam că sunt bună de ceva. Țin minte prima dată când am dat noi drumul la business și tu nu te simțeai în apele tale pentru că tu ziceai, păi eu nu știu ce să fac aici, eu nu știu cum vă ajut, hai că fac și eu de-aia. Tu nu te simțeai bine până nu ajutai pe cineva. Da. Tu și în relație cu mine ai făcut chestia asta la început. Mai țin minte când ne-am mutat împreună și eu eram obișnuit să-mi spăl, să-mi calc, să îmi fac de mâncare, să orice. Îmi făceam curățenie. Bă, nu le făceam perfect, că eram conștient de treaba asta, dar cumva învățasem să fac asta, pentru că asta mi-aducea mie independența de care aveam nevoie și fiind independent, mă făcea să am încredere în mine. Țin minte că chiar te lăudai că scălcai cămășile singuri. Uh-huh. Și când ne-am mutat noi împreună, ce ți-am zis? Că tu începuse să-mi strângi lucrurile prin casă și să le pui la spălat, să le calzi, să le speli și am zis, te rog, nu face chestia asta. Pentru că o să mă înveți. Și uite că ce s-a întâmplat chestia asta. Atunci, nu, că te iubesc, că să le strâng. Și acum ce mă enervez. Da. De ce avem tendința să vrem să ne simțim utili încât să fim convinși că celălalt simte că noi îl iubim? Pentru sau că îl placem? Nu ni se pare că noi puri, nu credem că avem pentru ce să fim iubiți. Și atunci căutăm să facem cât mai multe, să ajutăm cât mai mult ca să-i arătăm omului respectiv, bă, tu ai nevoie de mine. Exact. Trebuie să mă țin în viața ta, că uite, îți fac, îți dreg, îți... toate cele. Și e o metodă prin care ție ți se pare că poți să controlezi dacă persoana cu care ești într-o relație te ține în viața lui sau nu. Există două chestii pe care le facem prin treaba asta. Din nou, autoarea care a scris Femei care iubesc că prea mult a spus treaba asta. Prin utilitatea pe care încercăm să o aducem, hai să încercăm puțin să explicăm de ce simțim utilitatea asta. Noi am tot vorbit în ultimele episoade de frici, traume, lipsă de iubire în copilărie și despre asta vorbea și autoarea. Faptul că am trăit într-o familie care ori nu ne-a oferit iubire când trebuia, ori nu ne-a oferit iubire cum trebuia. Adică noi nu ne-am simțit iubiți pentru ceea ce suntem, ci ne-am simțit iubiți pentru ceea ce facem. Stai că încercam să mă gândesc gen la mine, dar... Nu e ceva ce se întâmplă la mine, că nu trebuie să facă părintele ceva anume ca să simți. Exact cum ai zis, nu contează ce face cineva, contează cum te simți tu. Da, eu ca și copil m-am simțit întotdeauna un copil iubit, foarte iubit. Dă-mi mail, autoare, spune. Doar că... Oarecum pe parcurs, nu știu, hai să nu vorbim despre mine. Poate să aibă legătură și cu alte relații, neapărat cu părinții. Adică, de asta, hai să nu vorbim despre mine. Că nu. Și asta ne-a dresat, cumva să zic așa, ne-a învățat, ne-a forțat să înțelegem că noi dacă vrem să primim iubire, noi trebuie să facem ceva. Da, de foarte multe ori suntem educați așa.
Că dacă ești cu minte, primești păpușă, dacă mănânci tot, vine, nu știu, dacă adormi, vine zâna măseluță și ți-a dintele, dacă aia condiționări. Când erai mică, voiai să fii copilul perfect? Da. Uite de unde vine. Păi și eram. Cel puțin așa mi se spune. Păi... Ia uite ce frumos. Așa ți se spunea că erai perfectă, nu? Da. Și dacă nu erai perfectă? Nu știu, că tot timpul am fost. Deci tot timpul ai făcut ceva ca să fii perfectă. Hai să nu vorbim despre mine. Și ușor am găsit-o. Hai să nu vorbim. Dacă, tocmai ca să-ți dai seama cât de... Lucrurile astea atât de adânc înrădăcinate în mintea noastră, încât noi nu mai facem diferența între... Adică nu realizăm că, bă, din episodul ăsta s-a întâmplat. Și aici... Ba, da, tocmai ți-am spus că nu vreau să vorbesc despre mine, adică... Am înțeles. Autoarea spunea că putem să facem două lucruri prin această utilitate pe care o aducem față de persoana nepotrivită. Și îi zicem persoana nepotrivită tocmai din cauza faptului că ea ne alege pentru că putem să-i oferim ceva și noi o alegem tocmai pentru că ne lasă să-i oferim ceva. Da. Și între noi asta e chimia atât de puternică, dar atât de toxică. Ne completăm atât de bine dansul unul altuia. Eu am nevoie de tot ce poți să-mi oferi tu și tu ai nevoie de tot ce poți să-mi oferi tu. Adică cumva tu ai nevoie să poți să-mi oferi mie chestiile astea ca să te simți bine. Da. Tu dacă nu mi-ai oferit-o, nu te-ai simți bine. Și tocmai de asta spune autoarea că după ce, să zicem că se fac niște schimbări în relație, amândoi începe să vă înțelegeți mai bine și cumva să mergeți într-o direcție sănătoasă, relația se rupe. Încep certurile, încep tensiunile. De ce? Pentru că tu nu mai simți utilitate. Tu nu te mai simți bine acolo, pentru că tu nu mai poți să oferi ceva scopul cuiva. Scopul tău a fost anulat. Postul tău a fost desfințat. Exact. E ca și cum te zici eu ție, gata, tu trebuie doar să fii la birou, nu mai trebuie să faci nimic. Trebuie doar să stai jos. Trebuie să încă nebunești. Da. Că nu mai poți să faci nimic. Și mă rog, revenim cumva la subiect. Prin utilitatea pe care noi o oferim partenerului nepotrivit, câștigăm două lucruri. Unu, negarea faptului că este nepotrivit pentru noi. Pentru că nu avem timp să ne gândim la treaba asta. Suntem atât de închegați în responsabilitatea pe care o avem, familiară de altfel, în sensul că noi am tot continuat să oferim când eram mici, exact cum vorbeam înainte, în relațiile trecute. Adică pentru noi e o chestie foarte familiară. Și lucrurile familiare te fac să simți că este potrivit ce se întâmplă. Dar în general căutăm persoane familiare nouă. Ca să reproducem ceea ce știm deja. Exact. Adică noi avem nevoie de ceea ce știm deja. Iar, repet, foarte rare cazurile în care, ok, am văzut ceva în familie și îmi dau seama că eu caut fix opusul. Ok. De cele mai multe ori se caută la fel. Cauți. Și din tendința de a căuta opusul, tot acolo ajungi. O să discutăm în alte episoade, dar e mișto subiectul ăsta. Gen că... dorind să te ferești de ceva, ajungi la acel ceva. De acolo vine și chestia asta. Cazi din la câmpuț. Nu, gen ți-a tras șuricile. Cumva ajungi acolo. Cazi din la câmpuț. Da. Deci, unu, este negarea faptului că acela este persoana nepotrivită tocmai prin familiaritatea pe care ți-o oferă. Tu ai impresia că ești în relația potrivită, doar că mai ai nevoie să faci tu câteva mișcări, schimbări la tine sau la cel de lângă tine ca să fiți fericiți și, ironic, exact cum am zis înainte, dacă chiar reușești să faci chestiile astea, relația se duce, pentru că tu îți pierzi utilitatea. Adică celălalt, nu mă înțelege greșit, celălalt e foarte fericit cu tine. În sensul că tu l-ai ajutat să se dezvolte, să fie bine, dar tu nu mai ești bine, tu nu te mai înțelegi cu el, pentru că nu mai poți să-i oferi nimic. Și doi, controlul. Și ai punctat tu foarte bine înainte. În momentul în care eu găsesc pe cineva căruia pot să-i ofer și știu că el are nevoie de mine, ăla nu o să mă lase niciodată, pentru că ăla are nevoie de ceea ce pot eu să-i ofer. Așa că am controlul relației și câștigi cele două lucruri. Negarea. Tu nu vezi că ai o relație nepotrivită, cu toate că suferi, cu toate că nu ți-e bine, tu în capul tău ai scenariul ăsta că, domne, mai e încă puțin trebuie să mai lucrezi și o să fie bine. Și doi, tu deții controlul. Așa că îți alegi un partener cu probleme tocmai ca să poți să fii deasupra lui, să-i oferi ajutorul de care are nevoie, dar în momentul în care tu reușești să oferi ajutor cuiva, unde ești? Deasupra lui sau de desubt?
când tu ești cel care oferi ajutor? Automat ajutându-l pe celălalt, tu ajungi să la un moment dat o să ajungi sub el. Nu, tu când pleci, da. Ești deasupra lui. Și asta te face pe tine să simți că tu ești în control. Te simți bine. Și te simți bine, tocmai. Ai utilitate, nu vezi că relația e nepotrivită. Da. Și să zicem că... Efectiv, ai cât un pansament pentru fiecare frică ta. Exact, pentru fiecare frică. Și în loc să te ocupi de frică, tu te ocupi de a pansa frica. Da. Nu te ocupi să o vezi, să o vindeci. Și din nou, motivul pentru care facem chestia asta este fix ideea asta. Nu atragi partenerul. De exemplu, dacă tu ești într-o cameră, într-un bar, cu 10 oameni și acolo sunt 9 oameni potriviți pentru tine și unul care este nepotrivit pentru tine și tu te duci și vorbești cu fiecare, tu o să pleci cu ăla care este nepotrivit pentru tine. Deci nu e o chestie de, bă, cât de ghinionist să fiu. Este o chestie de cine sunt atras. Da. Pentru că ceilalți nu o să ți se pare plictisitori. Nu ai ce să repari la ei. Și te uiți și zici, păi ok, da, n-am ce să fac cu tine. Dar nu o gândești așa, înțelegi, nu este raționamentul tău. Și te așezi cu el la masă, o să zici, bă, întâlnirea asta a fost plictisitoare. De ce? Pentru că omul te întreabă cum ești tu, cu ce te ocupi, nu știu cum. Nu vine, se așează la masă și îți spune că sunt într-o relație care nu mai merge în momentul de față. Mă cer constant cu nevasta mea, cred că am ghinion pentru că am încercat mereu să o iubesc așa cum trebuie și parcă nu e recunoscătoare pentru eforturile pe care le fac. Încerc să muncesc la job, dar uite că e perioada asta. În momentul în care vine cineva și îți dă toată povestea asta, spui, băi, el e om bun, dar a avut ghinion. Vin eu în viața lui și îi ofer, uite-te și tu ce ghinion are, e cu femeia asta care nu-l apreciază. Băi, ăsta e o bunătate de om. Hai că intru cu el într-o relație și o să-l salvez eu. Și îi ofer eu toată iubirea de care are nevoie ca să-i salvez viața, ca să vadă cât de bună sunt și să mă iubească. Da. Și tocmai intri într-o relație cu cineva care îți spune încă de la început că viața lui e o mizerie. Mizerie, hai să nu folosesc un cuvânt. Este dezordonată. Îți arată toate red flag-urile pe care trebuie să le vezi, că nu o să vină și o să zică, băi, am înșelat-o pe nevastă mea și de-aia ne-a încertat. Spune doar chestii basic și zic, băi, eu pe tine pot să te repar dacă vrei. Hai să ne iubim. Și tu ești atras de omul nepotrivit în felul ăsta. Și mai e o problemă că ajuți, ajuți, ajuți până ajungi să te termin pe tine. Și să uiți cine din iubire. Ești tu. Da, din iubire. Tu o vezi ca pe un act de sacrificiu. E cea mai mare dovadă. Da? Aș muri pentru tine. Să vezi ca pe o chestie normală, că mi s-a spus că în dragoste trebuie să și suferi, trebuie să lupți. Da, trebuie să te sacrifici și atunci o vezi ca pe o chestie normală și ți se pare că face parte din proces. Și ce câștigi în chestia asta? Cât ești încă acolo? Când ești în poziția asta de, bă, cât am oferit și uite-te și tu cât am dat din mine. Tratamentul de victimă. Și ce câștigi în tratamentul de victimă? Atenție, compasiune. Da, vezi tu, da, când ești pus în poziția aia, nu prea le vezi. Asta e problema, știi? Tocmai că ești atras de toate combinația asta. Asta e gen, îți vine foarte natural să o faci. Da. Ce cineva care în mod normal nu e victimă, adică nu are mentalitatea de victimă, nu se reacționeze așa, ci pur și simplu este din relație, bă, nu e potrivită pentru mine, nu stau să mă pierd aici. Și cineva care are mentalitatea de victimă o să rămână acolo până o să stoarcă până în ultimul gram de dramă. Tocmai pentru că așa e creat. Interiorul lui, gen, astea sunt chestiile care aprind flacăra interior. Pa, pa, uite, asta e potrivită pentru mine, e fix pe ce am eu nevoie, acum hai să... Nu știu dacă mentalitatea asta de victimă e ceva ce ai toată viața cu tine sau în tine. Nu cred. Păi așa reiese din ce ai zis. Nu. Sunt perioade în care ai mentalitatea asta, pentru că așa ai fost învățat, tocmai cum ai zis și tu, trebuie să te sacrifici, trebuie să lupți, trebuie să lași de la tine,
Și normal că creează o frustrare în interiorul tău și spui: băi, dar am lăsat totul de la mine, am dat tot ce aveam mai mult, ți-am oferit tot ce aveam eu mai bun. Și uite-te la tine cum mă tratezi. Că dacă eram cu altcineva, am pupat picioarele. Că nu îmi dai și tu un gram de compasiune, de atenție și gen, continuă treaba de victimă, pentru că vine ca o reacție naturală. Mentalitatea de victimă vine ca o reacție naturală. Mentalitatea sănătoasă este ceva ce trebuie să implementezi. By default, victimă. Și în momentul în care se întâmplă treaba asta, până nu scoți la suprafață acele părți de care am vorbit la început, pe care trebuie să le vezi, pentru că de-aia ajungi acolo, exact cum ai zis tu la început. Ești pus în fața faptului împlinit, tu n-aveai de unde să știi că lucrurile astea se întâmplă și pur și simplu ai fost, adică nu-mi vine nimeni. Se întâmplă de prea puține ori să vină cineva chiar să-ți zică de când ești mic: băi, uite, mentalitate de câte ori ai auzit tu de mentalitate de victimă când aveai 7 ani? Surprinzător, am auzit. Da? Eu nu m-am auzit niciodată. Cred că am cunoscut termenul la 21 de ani. Și cât timp tu ești învățat și dus într-o direcție greșită toată viața ta, pentru că pur și simplu trebuie să acceptăm că sfaturile pe care le primim, 99% din cazuri, sunt proaste. Uite-te în jurul tău și o să primești numai sfaturi proaste. Chiar era o vorbă: uite-te ce face majoritatea și fă opusul. Tocmai pentru că făcând opusul ajungi într-un punct bun. Dar primind sfaturi proaste toată viața, e normal că ajungi într-un punct în care să te dramatizezi și să nu-ți fie bine, adică să nu te simți împlinit. Și după aceea, tu singur, ori prin ajutorul pe care ți-l oferă alții, ori prin cărțile pe care le citești, ori prin podcast-uri, materiale, că sunt N resurse în jurul nostru, în era internetului, trebuie să realizezi că mentalitatea pe care o ai, ideile pe care le ai, credințele, valorile, principiile pe care le ai în interiorul tău, te-au dus acolo, că tu ești autorul și complicele în ce s-a întâmplat și de acolo să-ți asumi responsabilitatea. Și asumarea responsabilității creează mentalitatea de învingător. Asta înseamnă să fii învingător, să-ți asumi responsabilitatea și pentru eșec și pentru câștig. Și în momentul în care faci asta, zici: băi, ok, am ajuns în relația asta, conștientizez că nu e bine, hai să aflu de ce am ajuns în ea, analizez cumva toată relația, bă, uite că am niște trigere, sunt atras de persoane nepotrivite, hai să fac și eu 4-5 ședințe de psihoterapie cu cineva să mi le arate, măcar să fiu conștient, tocmai ca să le iau ca reper, poate nu scap de ele în 4-5 ședințe. Da, măcar știi că le ai și le recunoști când se activează. Exact, exact. Și nu ești mai puternic când vezi că se activează și că le recunoști? Când le recunoști, da. Că știi clar dacă te lași controlat sau nu și de ce te lași controlat. Exact, exact. De foarte puține ori reușim să controlăm ceea ce simțim. Însă ce putem să controlăm? Că nu putem să controlăm ce simțim. Cum reacționăm? Cum reacționăm? Ce facem? Ma, top astăzi pe răspunsuri. Trebuie să dau test. N-am greșit niciunul. Când ți-e foame, poți să controlezi că ți-e foame? Nu. Tu simți să mănânci, ce poți să controlezi? Reacția mea pe care o am când mi-e foame. Adică ce mănânci, nu? Până la urmă. Da. Sau cum mă comport când mi-e foame. Exact, exact. Dar tu poți să-ți satisfaci, asta scrie și în Artea de a te iubi. Nu poți să satisfaci, nu poți să alegi nevoile pe care le ai, dar poți să alegi modul în care le satisfaci. Există moduri nocive de a satisface o nevoie. Există moduri benefice de a satisface o nevoie. De cum e înșelat tu? În ce sens? Moduri nocive de a satisface o nevoie. Ce? Moduri nocive de a satisface o nevoie. Că ai nevoie de atenție, ai nevoie de afecțiune, că ai... Sunt moduri potrivite. Știi ce e interesant? E că ambele satisfac nevoia. Și cele nocive și cele pozitive. Numai că e mai greu să... E mai greu să ajungi la alea pozitive. Păi da, pentru că, uite, nocive. M-am dus la Mac, mi-am luat un Big Mac. E mult mai greu să mă duc eu acasă să fac un burger. Da. Da, m-am dus acolo, e mult mai rapid și gust. De obicei, gustul e mult mai bun când mănânci un fast food. Și ești recompensat oarecum, vezi? Și rapid, și bun, și te recompensezi. Și ieftin. Și ieftin și ești recompensat. Nu zic să nu mai mănânci Mac, dar ție în fiecare zi o să-ți fie foame. Nu mânca constant ce este ușor și poți, o dată pe săptămână, hai de 2 ori pe săptămână dacă chiar vrei. Asta zic, e vorba de echilibru. Toată viața e despre echilibru.
cum ți-am zis eu ție aseară, băi, de o săptămână știu că n-am mai băut un pahar de vin de o săptămână, știu că ar fi trebuit să beau un, asta e noua noastră regulă, să beau un pahar de vin sau două pahar de vin sau câte vreau eu în weekend. Cumva... E interesant că eu acum unde nu mai beau, nu mai... Că ați amintit când stăteam la București, mai beam și în timp. Da, mai beam, da. Beam un pahar de vin, adică nu de... ne îmbătăm. Sau ideea e că vorbeam cu Diandra și ne-am, chiar vorbeam unul cu altul și am zis, băi, care e definiția alcoolicului sau... Alcoolismul? Alcoolicului, nu știu. Un om care are... Care simte nevoia să bea alcool. Că bea mult sau că bea des? I-am zis că bea des. Și eu aveam obiceiul ca în fiecare seară să ajung acasă să-mi pun un pahar de vin. Eu nu vreau să ajung alcoolic. Și am zis, ok, atunci ai să bei doar în weekend, ca seara, că poți să te controlezi. Și aseară, i-am zis, băi, știu că e joi și că nu e weekend, dar efectiv simt în seara asta, pentru că n-am avut o perioadă bună, destul de mult stres la birou, vreau să beau și un pahar de vin să mă liniștesc, să stau liniștit. Am zis, ok, pentru că e echilibru, nu poți să foarte multe, dar... Ce important este să poți să cunoști chestiile astea în tine. Da. Și asta cred că este soluția pentru cum să nu mai atragi partenerul nepotrivit. 1. Să te cunoști pe tine. Să te cunoști pe tine, pentru că este foarte posibil ca partenerii să fie potriviți, dar reacția de mintea ta, cum ai spus la început, să te facă să crezi că ești tratat într-un anumit fel nepotrivit. Poate tu ai certitudinea, tu ai siguranța, tu ai ideea că altcineva trebuie să te facă pe tine fericit. Da, uite, să te facă fericit, pardon. Apropo de chestia asta, astăzi am învățat un lucru nou. De fapt, nu știu dacă e un lucru nou, cu o perspectivă interesantă de a vedea lucrurile. Cine mă cunoaște pe mine de mai mult timp, și prin mai mult timp mă refer 5, 6, 7 ani, știa despre mine că sunt o persoană foarte veselă, hi-hi-hi, ha-ha-ha, vorbeam mult, râdeam, foarte prezentă, toate cele, mereu în toate grupurile, foarte peste tot și mereu cu zâmbetul pe buze. Da. Și cine mă cunoaște pe mine din prezent știe că nu mai sunt așa, adică sunt mai rezervată, mai arogantă, aș putea spune că așa mi se pare. Selectivă. Da, mai selectivă. Că nu chiar arogantă, că mi se pare că cumpăr frumos cu toată lumea, nu știu, așa mi se pare mie. Și chiar am primit recent un mesaj în care mi s-a spus că înainte eram mult mai fericită, se vedea veselia pe mine, fericirea pe mine. Și astăzi mi s-a spus o perspectivă foarte interesantă. Și te-ai gândit vreodată că toată fericirea aia pe care tu și energia aia pe care tu le dădeai în exteriorul tău, tu aveai de fapt nevoie de ele în interiorul tău și acum de asta nu le mai ai la exterior, pentru că ți le-ai dus la interior și te-ai conectat cu tine și îți oferi ție energia și fericirea de care ai nevoie. Și mi s-a părut foarte interesant. Da, tu poate aveai nevoie să fii omul fericit din grup, încât să-i faci pe ceilalți fericiți, încât să simți că ei se simt bine în preajma ta. Nu știu. Da. Și acum te-ai concentrat direct pe tine. Da. Fără să încerci să mai iei de la alții, să hai să vă fac pe voi fericiți ca să fim toți fericiți împreună. Deci asta înseamnă conștientizarea lucrurilor care te fac pe tine să reacționezi într-un fel. Și de asta este atât de important să te cunoști pe tine. Ca să tragem o concluzie. Să te cunoști pe tine. Da. Tocmai ca să vezi ce e potrivit pentru tine. Și ca să ajungi să te cunoști pe tine, tu ai zis foarte bine. Bine, trebuie să-ți dai voie să ajungi în relații toxice până la urmă. Cum? De unde să știi tu ce e toxic pentru tine dacă tu nu-ți dai voie vreodată să ajungi într-o relație toxică? Nu spun du-te în 1000 de relații. Dar nu, cum să zic eu, nu încerca să te ferești într-un mod intenționat de ele. Da, fii rezervat în sensul că nu te duci unde simți că nu ți-e bine. Dacă simți că nu ți-e bine, știi clar că nu ți-e bine acolo, n-ai de ce să-ți mai confii în chestia asta. Nu să dai curs la fiecare mesaj pe care îl primești. Exact. Adică, nu... Dar dacă simți ceva, ceva la început, du-te, dă curs, cel puțin la început. Eu asta ziceam că relații între 16 și 22-23 de ani, cam asta ar trebui să facă cu tine. Să te treacă prin toate etapele astea. Încât să conștientizezi progresiv, adică de la 16 ani să înveți ceva, 17 ani să înveți ceva, 18, să tot așa, și pe la 20 ceva de ani să zici, bă, cam știu ce vreau și ce îmi place și ce sunt potrivit și ce e bun pentru mine. Și după de la 20 ceva de ani încolo să
îți asumi faptul că tu poți să ai o relație serioasă. Ce înseamnă o relație serioasă? O relație în care ești deja pregătit, dedicat să te implici mult mai mult, pentru că știi că ți-ai făcut alegerea bazată pe niște informații pe care le-ai tot adăugat la repertoriul tău de la 16 ani. Deci asta înseamnă să te cunoști pe tine, să-ți dai voie să intri în astfel de relații cu ideea că cel puțin o să înveți ceva. Bă, e o relație. Asta înseamnă să nu rămâi blocat acolo, să forțezi prea mult lucrurile, pentru că dacă faci chestia asta nu înveți nimic. Tocmai, bă, trebuie să dai drum până la urmă, let it go. Doi, nu mai știu exact care a fost a doua perspectivă de care ai vorbit. A mea? Da. Că dacă tu nu ești persoana potrivită pentru tine, lași în viața ta persoanele nepotrivite. Ok. Și asta înseamnă că ai nevoie să înveți, din nou, cred că ne raportăm la primul punct, ce este potrivit pentru tine, ce este bun pentru tine. Și cred că asta cumva se referă la ultima fază a maturității tale, a maturizării tale, când deja ai învățat ce este potrivit pentru tine, însă din anumite frici conștiente sau inconștiente, nu-ți dai voie să te bucuri sau să refuzi în mare parte ce este nepotrivit pentru tine, crezând că o să pierzi ceva sau că nu ești destul de bun încât să ai acel lucru potrivit. Asta automat te face pe tine să intri în relații care nu sunt potrivite pentru tine, cu toate că tu știi că sunt nepotrivite pentru tine, adică simți constant stări de anxietate, stări depresive, de ce nu, tristețe, certuri, tensiuni. Știi că nu sunt bune pentru tine, dar în același timp ți este frică să renunți, pentru că, cum ai zis, mai bine cu cineva trist decât să-mi asum tristețea mea pe cont propriu. Tu ai zis o idee foarte interesantă. Motivul pentru care cei mai mulți dintre noi rămânem într-o relație toxică nu este pentru că nu avem curajul sau puterea de a renunța. Avem și curajul și puterea de a renunța. Însă, odată ce am renunțat la relația toxică, trebuie să ne asumăm tristețea pe care oricum o simțeam pe cont propriu. Și cred că aia te doare cel mai tare. Și rămâi în relația toxică pentru că măcar poți să spui, băi, din cauza relației sunt așa. Eu în rest aș fi ideal. M-a simțit foarte bine. Dar pentru că sunt în relația asta, uite, că sunt nefericit. Dar odată ce îți dai drumul la relație, ajungi în punctul în care ești singur și zici, eu oricum eram nefericit. Și de acolo trebuie să-ți asumi responsabilitatea pentru ce faci tu. Și asta ne duce la punctul numărul 3, despre care am vorbit, perspectiva numărul 3, dar au rămas doar 3. A patra perspectivă o lăsăm pentru alte episoade. Bonus, dacă vreți ce reține a patra perspectivă și facem. A treia perspectivă este faptul că nu atragi, sau nu doar atragi persoane nepotrivite, ci ești atras la rândul tău de persoane nepotrivite, tocmai din cauza anumitor, le tot zic frici interioare, frici din copilărie, răni, dar nu știu cum să le zic, cred că nevoi nesatisfăcute sună mai bine, sau nevoi satisfăcute greșit. Nesatisfăcute sănătos. În cauza unor nevoi pe care tu le-ai avut de-a lungul maturizării tale, încă de când erai mic, până la 15, 16, 17, deci nu ani, pentru că am hotărât cu Andreea, parcă în episodul cu Andreea, că traumele nu sunt neapărat până în 7 ani, sunt și după, numai că cumva ele se ramifică din primele traume pe care le-am avut. Denisa sau Andreea? Nu știu, putem să dăm un rewind, dar nu cred că din... Am avut foarte mulți invitații la podcast și nu mai știm. Ori Alisa, ori Andreea, ori Denisa. Alisa nu. Mă rog. Ideea este că traumele se pot dezvolta și după cei 7 ani pe care am avut în copilărie. Dar ideea e că suntem atrași de persoane nepotrivite tocmai pentru că noi avem un mod, am învățat un mod nociv de a iubi și de a fi iubiți și de a primi iubire. Și asta ne face să intrăm constant în relații nepotrivite cu oameni nepotriviți, pentru că acele relații sunt singurele care ne fac să ne simțim utili și care ne dau posibilitatea de a deține noi controlul și de a ne simți bine în pielea noastră, pentru că alegem un partener care este sub noi, pe care noi putem să-l ajutăm. Și concluzia de ajutor care este? Începe o relație bună cu tine, nu? Concluzia... Cumva ajutorul pe care vrem să... Adică cum poți să... Cum poți să rezolvi treaba asta? Să ai o relație bună cu tine. Și ce trebuie să faci ca să ai o relație bună cu tine?
Eu cred că ca să ai o relație, eu văd mereu relația ta cu tine ca, ca pe o grădină, în care la început sunt foarte multe buruieni. Și primul lucru pe care trebuie să-l faci într-o grădină plină de buruieni, în care vrei să, dacă plantezi direct ceva bun acolo, o să aibă viață? O să poată să rădească? Să răsară, pardon? Nu. Nu, de ce? Că e o mără de buruieni. Primul lucru este să scoți buruienile. Majoritatea dintre noi nu scoatem buruienile pentru că ne temem să vedem grădina goală, curățată. Buruienile respective sunt persoane toxice din viața noastră, obiceiurile toxice din viața noastră. Da, cum le scoți? Ducându-te la rădăcina lor. Cum? Cel mai pragmatic sfat, cel mai practic sfat pe care pot să-l dau este să începi să lucrezi cu o persoană, cu un psihoterapeut, care să te ajute să vezi care este rădăcina, pentru că asta ai nevoie. Pentru fiecare dintre noi, rădăcina e diferită. Rădăcina este ceva ce stă la baza esenței tale ca om. Baza esenței tale ca om este felul în care tu ai învățat să trăiești până la urmă. Adică cum ți-au spus ai tăi că trebuie să iubești, cum ți-au arătat că ești iubit și toate lucrurile astea. Lucrezi cu un psihoterapeut și te duce la bază și te ajută să scoți de acolo rădăcina. Și după ce faci lucrurile astea, înveți să plantezi flori care sunt mult mai potrivite pentru grădina pe care tu vrei să o ai până la urmă. Completări? Nu. Temă pentru acasă. Scrieți. Scoateți o foaie de hârtie. Sper că ți-a plăcut episodul de astăzi și sper că a fost util pentru tine, pentru că încercăm să oferim constant cele mai practice informații și cele mai practice sfaturi pe care le putem oferi într-un astfel de cadru. Folosește podcastul ăsta ca un reper sau ca un start și apoi mergi mai departe către alte podcasturi, către alte cărți care te pot ajuta, pentru că tu singur acum ești în controlul vindecării tale, ești responsabil de vindecarea ta și doar tu poți să faci ceva în privința asta. Motivul pentru care îți spun toate lucrurile astea și pentru care avem toate podcasturile și toate materialele de pe Instagram sau de pe TikTok, de pe Facebook, motivul pentru care avem cartea Arta de Te Iubi, este pentru că am înțeles cât de importantă este relația cu tine însuți. Exact cum ai văzut, ea determină toate lucrurile pe care le avem sau nu le avem în viața noastră, toate relațiile bune sau toxice pe care le avem, toate modurile în care noi putem să ne trăim viața sunt determinate de relația noastră cu tine, cu noi înșine. Dacă noi avem o relație bună cu noi înșine, o să putem să ne bucurăm mult mai bine de viață. Și ăsta este motivul pentru care facem tot ce facem. Așa că sper că simți cu adevărat un ajutor real din partea noastră. Dacă tu ai întrebări, te rog, lasă-le în comentarii pentru că o să răspundem la ele în episoadele următoare. Și nu uita, până data viitoare, ești mai mult decât crezi și a venit momentul să-ți o dovedești. Salutare!